Bună ziua! Este prima dată după 8 ani când vin aici ca invitat și nu ca parte din grupul de organizatori ai micului dejun cu rugăciune și îmi face o deosebită plăcere să fiu aici. Stând aici undeva la mesele din față, m-am tot uitat la tema pe care o avem și m-am uitat în sală. Și aș vrea să mă refer la o parte din temă, pentru că antevorbitorii mei, majoritatea, au vorbit despre pace, despre lipsa ei, despre război, despre aceste lucruri care frământă omenirea, mai ales în această parte a lumii în care noi trăim. Dar eu aș vrea să mă refer la exemplu personal de mers comun și serviciu public. Pentru că sunteți aici, vă cunosc pe foarte mulți dintre dumneavoastră, sunteți persoane care sunteți în serviciu public. Fie că sunt gazdele noastre parlamentari, fie că sunt reprezentanții ai unor culte religioase, fie sunteți, eu știu, directori de instituții, medici, orice ar fi, suntem în serviciu public. Și m-am gândit care sunt ingredientele care ne ajută să ne facem serviciul public cu a ne îndeplini misiunea pe care o avem. Pentru că este clar, în momentul în care intrăm într-o slujire publică, trebuie că avem o misiune. Ce lăsăm în urma noastră? Pe măsură ce adun an în viață, mă gândesc din ce în ce mai mult la asta. Oare ce rămâne în urma mea? Rămâne o bună mărturie, rămân fapte bune, rămâne o familie, sunt mamă de 4 copii, am 9 nepoți, rămân aceste lucruri de valoare în lume. Dar oare ce anume îl face pe un lucrător care este în serviciu public să fie cu adevărat eficient? Eu am citit în Biblie despre asta pentru că eram curioasă, am avut propriile mele frământări în ceea ce privește intrarea în politică. Asta s-a întâmplat în urmă cu 15 ani, când, după o perioadă în care am condus un ONG de dezvoltare comunitară, am fost consilier local în Oradea, viceprimar, 8 ani de zile parlamentar, un an de zile secretar de stat. Și ce am învățat eu? Uitându-mă la exemplele lui David, Moise, Iosif, Estera și mulți alții, Pavel, Dumnezeu, ca să te poată folosi, te zdrobește mai întâi. Pentru că atunci când ești zdrobit de Dumnezeu, când Dumnezeu îngăduie să fii zdrobit, mai corect, și Dumnezeu te scoate de acolo, Dumnezeu de fapt îți testează credința și dependența de El. Atunci când noi suntem într-o funcție și considerăm că ni se cuvine acest lucru, considerăm că avem pregătirea necesară, experiența și toată conjunctura pentru a fi în serviciu public, nu mai este loc de Dumnezeu. În momentul în care ne recunoaștem slăbiciunea, poate lipsa de experiență, nevoia disperată de Dumnezeu apare în fiecare moment de decizie din slujirea noastră publică. Mie asta mi s-a întâmplat la fiecare trecere, la fiecare nou început. Am avut parte de momentul meu de zdrobire și Dumnezeu în bunătatea Lui m-a ridicat din cea mai adâncă vale a vieții mele. În septembrie 91, pe când eram șomeră, după ce am fost inginer, gravidă cu al treilea copil, cumplita veste m-a lovit și anume soțul meu a murit într-un accident de mașină, era violoncelist, muzician, creștin, venea de la concerte din străinătate și a adormit la volan în Austria și a intrat pe contrasens, a murit pe loc. Sigur că tot universul meu s-a prăbușit și tot ceea ce era echilibru în viața mea în acel moment s-a prăbușit. Singurul lucru care mi-a rămas și Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea să recunosc asta și să mă lupt pentru asta, este credința în Dumnezeu. Și m-am agățat și îl rugam pe Dumnezeu să mă ajute să nu-mi pierd credința, că El va avea grijă de mine și de copiii mei. Și că El a îngăduit asta, habar n-am de ce, dar tot El va fi alături de mine. Și atunci am fost deschisă pentru orice a venit și au venit multe începuturi. Și așa am avut curajul să o iau de la capăt pe plan personal, familial, să mă recăsătoresc, să am un alt copil și să o iau de la capăt profesional de vreo 7 ori.
Întotdeauna recunoscând puterea și autoritatea lui Dumnezeu, întotdeauna cu aceeași dorință de a-mi sluji semenii, de a fi de folos celor care caută ajutorul meu, de a răspunde misiunii care mi-a fost încredințată, încrederii pe care am primit-o. Același lucru vă doresc și vouă și dumneavoastră tuturor care sunteți aici, începând de la dragii mei colegi parlamentari, de la toți cei care aveți tot felul de funcții, sunteți înălțați în dregătorii, cum spune Biblia, și de la toți oamenii simpli care s-au născut cu o misiune dată de Dumnezeu. Haideți să ne uităm cum putem să facem prin slujirea noastră, nu doar să fim exemplu altora, dar să fim primii în tot ceea ce presupune muncă și sacrificiu personal, astfel încât să construim un bine comun, pentru că acest bine comun se va răsfrânge asupra noastră a tuturor. Și acum îmi revine marea bucurie și plăcere de a prezenta un om care are această vocație. Este vorba de Frank Heinrich, pe care îl știu de vreo 10 ani. Este din Germania și este un om care, într-adevăr, slujește și a slujit. Are o viață întreagă de slujire în spate. Timp de 18 ani a fost lucrător social, pastor la Armata Salvării. Timp de 12 ani a fost membru în Bundestag și a fost preocupat în mod special de drepturile omului și de probleme sociale. Acum, chiar de ieri, înțeleg că are o nouă funcție și anume este unul dintre cei doi lideri ai Alianței Evanghelice din Germania. Și eu când l-am rugat să-mi spună câteva lucruri pe care vrea să le împărtășesc despre el, mi-a spus că sunt două lucruri care îl pasionează și este o pasiune mistuitoare. Unu, este vorba de a se ocupa în continuare de organizarea micului dejun cu rugăciune în Germania, la Bundestag, și de abolirea și reducerea acestui fenomen îngrozitor al traficului de persoane. Îl invit acum pe Frank Priscam să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc!